deșteptarea. Comisia Europeană va recomanda interzicerea fumatului și pe terasele cafenelelor. Sau în stațiile de autobuz, potrivit unui proiect de lege despre care se vorbește foarte mult. Eu l-am văzut la Euronews. Slavă cerului! Acum o să enervez probabil o mulțime de ascultători și ascultătoare, dar sincer, fraților, ieri m-am întâlnit cu cineva, am stat afară la o terasă, la un moment dat a venit lângă noi, eram cu un amic, lângă noi, la o altă masă, s-a așezat o domnișoară. O cetățeancă. Și a scos pachetul de țigări. Bă, și bătea vântul direct în noi. Și a fumat, cât am stat eu cu el, băiatul ăsta, 20 de minute acolo, jumătate de oră, a fumat non-stop. Vorbind la telefon. Și tare. Frate, dacă nu m-a fumat, deci tot fumul ăla venea de la un metru jumătate distanță la terasă, direct în fața mea. Și sincer să fiu, cred că asta este direcția către care ne îndreptăm, pe care am văzut-o în alte țări, pe care le considerăm mai civilizate, și anume ca fumătorii să fumeze în general în spațiile lor, inclusiv în spații deschise. Vestea proastă pentru tine, care ești un înveterat luptător antifumat, e că există, din punctul meu de vedere, o recrudescență. Da. Și după niște ani în care oamenii chiar o lăsaseră moale de tot, adică nu prea mai erau fumători, nu erau foarte greu de întâlnit, mai ales pe stradă, în cârciu, nu prea mai vedeai fumători, serios. Și în anturaj nu prea mai fuma lumea. Cred că odată cu pandemia, ca să fiu sincer, s-a produs un declic acolo. Uh-huh. Eu așa l-asociez, cel puțin în grupul meu de aștept date statistice. De oameni. Da, aștept date statistice, pentru că nu știu exact cam care mai este proporția de fumători. Terase, sunt. Problema mea este că a început să fumeze din nou în cărciumi. Da. Pentru că patronii inventează așa zisele terase, la care pun pereți de plexiglas sau de sticlă și spun, păi cum, se vede afară, deci nu e idee, da, pentru că legea e clară. E nevoie de clienți și omul, dacă fumează, stă să bea 3 beri, dacă nu fumează și e fumător, nu mai stă. Da. Asta e o discuție veche. Da. Păi atunci ar trebui să fumăm și în spitale, că ce? Care e problema în saloane? Zice, și în clase. Nu. Să fie clienți în clase, să încurajăm participarea la orele școlare prin permiterea fumatului pentru copii. Da. În clasă. Că altfel, altfel stai la oră, mă, când fumezi și nu te plictisești. Din nefericire, problema mai mare e că li se vând țigări copiilor. Copiii de la, din generația lui fiul meu, fumează tot mai mulți. Cum am fumat și noi în generația noastră cu 25 de ani, fumam la liceu că ni se părea cool și am crezut că pentru generația lor nu mai e valabil, dar este de actualitate, deși s-a năsprit legea, s-a dat o lege acum câteva luni cu amenzi de 110.000 de lei sau ceva de genul ăsta pentru cine e prins că vinde țigări minorilor, se vând țigări, vă spun eu, la bucată. În special. Lucru care e interzis de ca pe vremuri, ceea ce e și mai rău. Știi? Da. Și se vând țigări fără probleme minorilor, mai ales în buticuri de-astea de care e plin, că încă mai sunt buticuri. Deci ei vând la bucată, îți dai seama, și când se face pachetul, bagă un bon fiscal. Probabil, și nu știu care e procedura. Bagă în buzunar diferența. Păi țigările sunt astea care sunt în magazine la vânzare, în imensa majoritatea cazurilor, foarte timbru și sunt legale, că țigările de contrabandă nu le cumperi de la supermarket. Da, dar nu e vorba, vorba de contrabandă, e vorba că minorul nu poate cumpăra de la supermarket. Uh-huh. Țigări, că acolo e mai, acolo nu, e mai complicat, e mai cu complicat, camerei, da, cu alea. Buticarul, ca să-i zic așa, mă rog, că sună prost. Omul care are un magazinaș n-are suficient de mulți clienți și atunci face compromisul ăsta și le vinde țigări minorilor și în felul ăsta reușește să vândă o cantitate X. Uh-huh. De țigări, cred că însemnată. Oricum, eu sunt curios cam în câți ani va adopta și România aceste reglementări, aceste, de fapt, recomandări ale Comisiei Europene. Probabil că, din păcate, adică așa cred, sper să nu fie așa, sper să mă înșel. Dar mi-e teamă că România iar va fi printre ultimele țări care vor adopta reglementări de acest gen care să crească sănătatea publică. Problema e că statul român este primul dependent de tutun din România. Din cauza, ca să spun așa, din cauza încasărilor mari pe care le are din accizele pe țigări, care sunt foarte ridicate și, sigur, e o finanțare profund imorală. Adică statul român încasează bani din suferința propriilor cetățeni. Și mi se pare profund imoral, e ceva care ar trebui să fie împotriva, e un mod de a încasa bani la buget, de a-ți crește finanțarea sau de a strânge bani, care mi se pare că merită o
o împotrivire hotărâtă din partea societății. Știu că sunt în minoritate din punctul ăsta de vedere, dar faptul că sunt în minoritate nu mă poate împiedica să-mi spun părerea. Deșteptarea